Cadoul de la mama ei a făcut-o milionară. Proprietarea unei vaze chinezești, estimată inițial la 2000 de euro, a văzut cum prețul acesteia a ajuns la peste 9 milioane de euro. Conform știri Diaspora, obiectul făcea parte din bunurile lăsate de mama vânzătoarei la moartea acesteia, în apartamentul ei, de pe coasta Bretaniei. Această vază albastru cu alb din porțelan și emailul policrome cu desene cu dragon și nori are 54 de centimetri înălțime și 40 de centimetri în diametru. Estimată de experți la un preț cuprins între 1500 și 2000 de euro, a fost câștigată la licitație pentru 7,7 milioane de euro, adică un preț taxe incluse de 9,121 milioane de euro. Întrebarea este de când datează această vază. Dacă este din secolul 20 și după cum au concis experții, obiectul este relativ banal. Dacă este din secolul al XVIII-lea, asta o face o piesă extrem de rară, justificând prețul de achiziție. Cumpărătorul este chinez. Chinezii sunt pasionați de istoria lor și sunt mândri să-și revendice moștenirea. Cred că această vază nu este destinată să fie ascunsă vederii, ci va fi expusă într-un muzeu, a spus directorul Departamentului de Obiecte de Artă al Casei de Licitații. Cât despre vânzătoare, aceasta a rămas uluită de veste. Ar fi putut să o vândă la anticariatul local, relatează știri diaspora.ro.